Doamna Valentina, atât normal? Bună seara! Bună seara, dar eu... Mai e mult de un an. Vedeți acolo Sunt cu și... verișoara, mă sună. Mă sună verișoara, dar eu sunt... Las, las, că-ți și eu și verișoară, dacă trebuie. Doamna Valentina, la mulți ani! Mulțumesc. Vă felicit din tot sufletul meu, sunteți astăzi omagiată și cineva din familia dumneavoastră a vrut să vă bucure frumos cu un mesaj de recunoștință, un mesaj de mulțumire. Haideți să ascultați mesajul și după asta o să vă dați seama de la cine este. Bine, doamna Valentina, sunteți gata? Mămica noastră, sufletelul nostru, tare greu ți-a mai fost. N-ai avut o copilărie perfectă, ai muncit până nu mai poți. Unde a fost greu, unde ușor, dar ai fost puternică. În căsnicie tot fericită n-ai fost, dar din această căsnicie am apărut noi, fetele. Îți mulțumim pentru viață. Tare greu ți-a mai fost până ai crescut. Ne-ai lăsat cu bunica acasă pentru un viitor mai strălucit. Cu mare durere și bunica a plecat, am avut o mare pierdere. Foarte greu ai acceptat că mama a plecat la ceruri. Ea a fost a doua mamă pentru noi. Ne este greu fără de ea, pentru că ea a fost cea care ne-a izbăvit de nevoi. Cu sfaturi, gânduri bune ne ajuta. Ea a fost toată susținerea ta. A avut grijă de noi când departe erai și munceai din greu. Ai construit o casă mare și pe noi ne-ai ajutat. Iar Lena ți-a adus pe lume trei nepoței la care ai visat. La 20 de ani m-am căsătorit și eu. Tot tu nunta mi-ai organizat. Îți mulțumim, mamă, mereu. Îți dorim? Tare îți doreai să ai băieți. Și iată, noi ți-am adus tocmai doi. Doi gineri isteți, Leonid și Anatol. Și ei te iubesc și te respectă mult. De 2 ani nu ne-am văzut și ne este dor de tine nespus. Și orice greutate în viață am avut, tu mereu ne-ai învățat să iubim, să respectăm, să ne sprijinim una pe alta. Pentru asta, mama, mâna-ți sărutăm. Dorul de familie, de surori și frați, de copii și nepoței, foarte mare este și așteptăm ziua să ne revedem. Să stăm cu toți la masă, mămica noastră bună, unica speranță, ne doare inima că nu ești cu noi împreună. Te iubim foarte mult, sufletelul nostru drag. Să fii sănătoasă. E tot ce ne dorim. Te îmbrățișăm cald, cald. Iată așa. Doamna Mulțumesc Valentina, frumos! Elena m-a scris, fiica dumneavoastră, Elena, dar cred că de la toate vin deci, Toate. așa, eu îmi dau seama că sunteți iubită de toate și fetele sunt recunoscătoare pentru toată dragostea, pentru toată grija, pentru toată iubirea care le-ați purtat zi de zi, noapte de noapte. Felicitări dumneavoastră pentru asta și că ați fost puternică, chiar dacă viața v-a pus la mari încercări, dar ați fost puternic și ați mers înainte, așa cum pot femeile adevărate să facă, femeile puternice, așa ca noi, așa, doamna Valentina? Corect, doamna Maria, Doamne. Înainte și numai înainte. Eu Mulțumesc frumos. vă ofer acum cuvântul dumneavoastră. Ce vreți să-i transmiteți? Elena, ca să știți, Elena m-a sunat. Și ce vreți să le transmiteți? Îi doresc multă, multă sănătate. Ele sunt viața mea, ele sunt... Eu sunt pentru ele inima, eu n-am, nu am cuvinte, ele sunt tot pentru mine. Tare mult le iubesc, mi-e dor de dânsele. De bubușeie mi-e dor, că nu i-am văzut, doi am crescut puțin, dar al treilea nu l-am văzut deloc. Așa e viața. Da. Iubesc și pe Marina, e la Franța. Tăniușa a rămas singur, iubesc, eu le iubesc pe toate. Le iubesc și tare mi-e dor de dânsi. Mulțumesc, mulțumesc mult. Mulțumesc din suflet. A rămas șocată. Dar nu v-ați așteptat așa, nici un semn ați... Mama, gătește că te sună verișoara, dar eu zic, Doamne.
Dar eu am lăsat vopsitul să acasă la părinți, am lăsat vopsitul și mă duc să vă felicit Dana Valentina, că trebuie să vă sun de cu zi, dar ați lucrat azi și n-ați putut în timpul zilei. Și zic, da, eu sunt la țară la părinți, mai facem, mai ajutăm, mai facem o leacă de înnoim o lecțică. Doamna Valentina, vreau să vă cânt o melodie frumoasă. Adriana Ochișana, azi e ziua mamei mele. Cea mai frumoasă melodie pentru cea mai frumoasă mamă. Se dedică cu drag și vreau să vă spun că niciodată, niciodată să nu vă gândiți la faptul că sunteți singură, sunteți cea mai bogată și o să aveți încă mulți, mulți nepoței înainte, ia că ați vedeți. Să vă ajute Dumnezeu. Totul va fi bine în familia dumneavoastră și fetele să vă bucuri în continuare. Așa, cea mai frumoasă melodie pentru dumneavoastră. Azi e ziua mamei mele, ce bucurie să-ți fac. Știu că nu-i trebuie nimic, ca numai pragul să-i calc. Azi e ziua mamei mele, ce bucurie să-i fac. Știu că nu-i trebuie nimic, ca numai pragul să-i calc. Mamă-i mamă, cât-i lumea, mamă viață-i numai una. Să iubești cât mai trăiești, asta-i tot ce își dorești. Mamă-i mamă, cât-i lumea, mamă viață-i numai una. Să iubești cât mai trăiești, dar asta-i tot ce își dorești. O, așa, hop, 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 hop. Doamna Valentina. Eu vă felicit și vă mai cânt un pic. De s-ar vinde în lume zile să-i poți cumpăra cu bani, i-aș cumpăra mamei mele măcar 100 de ani. Doar acum îmi dau seama ce dreptate avea mama. Ea sărmana știa bine că-mi să cresc și plec în lume. Mamă-i mamă, cât-i lumea, mamă, viață-i numai una. Să iubești cât mai trăiești, asta-i tot ce își dorești. Mamă-i mamă, cât-i lumea, mamă, viață-i numai una. Să iubești cât mai trăiești, da, asta doamna Valentina își dorește. Eu... Mulțumesc frumos de surpriză că ne-aș de la verișoară, doamne. Da, verișoara o sunat-o. Las că vă dă o voie să mă scocotiți de verișoară și eu pe dumneavoastră de verișoară. Vă felicit, vă transmit cele mai calde îmbrățișări, fetele vă iubesc mult și au vrut să vă bucuri. Ele de ieri seara ne-au scris povestea dumneavoastră de viață, chiar dacă e foarte dur și trist și ați suferit foarte mult că ați rămas fără de mamă, dar fiți dumneavoastră puternic în continuare și Dumnezeu are grijă de tot. Bine, doamna Valentina. La revedere. La revedere. O seară bună. La seară bună și vă mulțumesc mult că ați răspuns. La revedere. Mulțumesc. Așa. La revedere. Iată așa, dragii mei, am făcut și a doilea apel de astăzi. Frumos. Frumos și vă mulțumesc, doamna Valentina, pentru că m-ați întâmpinat așa călduros, frumos. Cât de frumos putem, pot să închidem, să încheiem ziua de astăzi. Cu așa o dispoziție frumoasă și o căldură. La mulți ani și numai bine, vă mulțumesc tuturor!